Gabriel Cernat a descoperit pasiunea pentru sculptura în lemn acum 2 ani, când se afla în Spania. A urmărit un artist care folosea drujba pentru creațiile sale din lemn și a stat lângă el până când i-a furat meseria. De când pasiunea asta pentru sculptură în lemn cu drujba? 2 ani și jumătate. Am fost în Spania, m-am uitat la cineva, cum se uită lumea acolo la mine și m-am luat și eu. În doar 2 ani, tânărul artist a ajuns să sculpteze mii de bucăți de lemn și să-și vândă lucrările. Cu 2 ani jumate am văzut prima dată. Și pe urmă, ușor, ușor, m-am dus și în Austria, am lucrat și pe acolo, la fel, în sculpturi. Și până acum am venit în țară, în România, și fac în România. Și se caută aceste creații? Se caută. Pentru toți pasionați de rustic. Folosește orice fel de esență de lemn și nu se gândește înainte la un model anume. Fiecare buștean îi spune pe loc în ce vrea să îl transforme, iar Gabriel se apucă de treabă. Cum se întâmplă toată creația asta? Deci mergi în pădure, îți alegi o bucată de lemn? Nu neapărat. Mă duc, cumpăr bușteanul, văd despre ce e vorba, ce trebuie să fac, mă uit la el și toate modelele am în cap. Folosești o anume esență de lemn? Nu, toate esențele. Deci lucrezi în orice? În orice. Cât ai drujba, lucrez în orice. Petrece ore în șir lucrând la o sculptură, dar satisfacția de a vedea rezultatul final îi alungă oboseala. Gabriel este bucuros că a putut să facă din pasiunea sa o sursă de venit și susține că are cereri nenumărate primite de la clienți din toată țara. De cât timp ai nevoie ca să faci o astfel de lucru? Cum e ceva anul ăsta, 6-7 ore. 7 ore. Mi se pare puțin totuși, pentru că e... E puțin, dar e 6-7 ore care stau cu drujba în mână. Cum de ți-a venit ideea să sculptezi cu drujba? De ce nu cu dalta și cu ciocan? N-am răbdare. Cu drujba e mai ușor. Mai ușor pentru mine. Chiar dacă ceea ce face Gabriel cu drujba pare un freac, este nevoie de mult antrenament pentru a putea stăpâni atât de bine drujba și nu sfătuiește pe nimeni să încerce acasă ceea ce face el. Tânărul artist sculptează doar cu drujba și nici nu prea să audă de daltă și ciocan. Cea mai mare bucurie a sa este atunci când clienții sau privitorii îi admiră munca.